Despre sexualitate trebuie vorbit cu copiii pe măsura lor de a înțelege. Cea mai mare problemă atunci când nu se discută despre sexualitate cu proprii copii și nimeni nu poate să explice unui copil mai bine lucrurile acestea decât propriul părinte, da? Și părintele de același sex, da? Și asta ar trebui să fie relația dintre cei doi, care trebuie să se creeze ca copilul să afle de la sursă sigură ceea ce este important, ceea ce este corect. Aceasta însă nu se poate forma dintr-o dată. Dacă toată viața sau până în adolescență tatăl nu și-a asumat rolul în viața fiului, aceasta se face deja de la vârste mici, când fiecare părinte trebuie să aibă un timp de calitate, cel puțin 5-10 minute în fiecare zi, cu fiecare copil în mod particular și doar în doi, să zic, în care să discute anumite lucruri. Nu trebuie să fie neapărat foarte profund, dar trebuie antrenată această relaționare. Da? Dumnezeu este iubire și Dumnezeu este cuvânt. Iubirea se manifestă prin cuvânt și prin cuvânt îmi întăresc iubirea, da? Și îmi arăt iubirea. Copilul nu știe că este iubit dacă nu îi se spune.